În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și, deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." Hristos s-a născut. Nu știu dacă se poartă și la Hristos s-a născut. Hristos s-a născut, vă invit să vă ridicați. Vă urez bun venit în această seară minunată în care sărbătorim nașterea lui Iisus. Aș vrea în momentele următoare să vă rog să vă urați un bun venit și Crăciun fericit, un Crăciun binecuvântat unul altuia.
E multă bucurie în această seară și aș vrea să vă spun că poporul român este un popor trist. Și acum toată lumea e atentă la mine. Poporul român este un popor trist, facem glume, o grămadă de glume, mie îmi place să fac glume, dar suntem un popor trist. Parcă ne e greu să apreciem, să-l apreciem pe celălalt. Parcă ne e greu să arătăm că îl iubim pe celălalt. De multe ori nu vedem cerul de lacrimi. Nu vedem dragostea lui Hristos în celălalt, poate din cauza urei pe care o avem în suflet. Ar vrea să schimbăm ceva în seara asta și în schimbarea va începe cu noi. Fiecare dintre noi să aducem bucuria aceea, să aducem bucuria care se inspire pe alții. Să arătăm că Iisus a născut în viața noastră, în familia noastră. Am citit și Dare a citit atât de frumos. Slavă lui Dumnezeu în lucruri prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Mă gândeam zilele trecute, care sunt oamenii plăcuți Lui? Știți care sunt oamenii plăcuți Lui? Sunt eu oare astăzi? Biblia ne spune și ne dă răspunsul la această întrebare, căci fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Vă cer în această seară să credeți în Iisus, că El este viu, El s-a născut pentru mântuirea noastră. Dacă vrem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, să ne încredem în El și în promisiunile Lui. El a venit să aducă bucurie unora tristețe, pentru că deranjează. Iisus a deranjat pe cineva toată viața Lui, a deranjat, încă deranjează, dacă merge să spunem cuiva despre El, încă deranjează. Pentru că El a venit să ia păcatul nostru. Asta a fost menirea, să ne dea salvare. Slavă Lui! El nu este o poveste, El este real și în viața noastră. Amin. Smerit, născându-te în iesle, Tu împăratul slavei, stăpân pe univers, Iisus, e cea mai bună veste, Iisus, nu e o poveste, Iisus. Salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Cântec nou cântăm de ziua ta, Iisuse, inima ți-o dă, cadou să fie azi, e tot ce mai de preț și tot ce vrei, stăpâne, așa cum este toată, ți-o aducem la dar, Iisus, e cea mai bună veste, Iisus. Pentru tine, pentru toți, Iisus, e cea mai bună veste, Iisus, nu e o
tot. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut într-un grajd, a trăit pentru alții, ajutându-i, vindecându-i, eliberându-i de puterea celui rău. În schimb, oamenii l-au tratat cu indiferență, l-au dat să fie omorât. Iisus, în loc să blesteme și să distrugă omenirea, și-a deschis mâinile larg pe cruce și a spus că ne iubește. De acest Crăciun dorim să-i mulțumim că a venit în lume să ne mântuiască de păcatele noastre. Noi îl sărbătorim pe Iisus. Pentru noi, Iisus nu e o poveste. Dacă nu-i sărbătorit, de aceea, Doamne, noi la este am venit. Nu e sărbătoare dacă nu-i sărbătorit, de aceea, Doamne, noi la este am venit. Nu e sărbătoare dacă nu-i sărbătorit, de aceea, Doamne, noi la este am venit. Iisus e cea mai bună veste, Iisus nu e o poveste, Iisus e unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Iisus e cea mai bună veste, Iisus nu e o poveste, Iisus e unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Îți mulțumim, Doamne, că ești salvarea noastră. Slăvit să fii în veci. Amin. Sfânt călător,
gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moartea o să deslege? Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou? Acest copil al păcii va fi al păcisor. Maria, te-ai gândit că fiul tău va da la orb vedere? Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit, acest fiu al tău e rege sus în cer? Când priveai la chipul său, îl priveai pe Dumnezeu. Și orbii văd, și surzi aud, și șchiopii merg din nou. Și toți acei ce cred în El vor fi născuți din nou. Maria, te-ai gândit că fiul tău va fi un miel de jertfă? Oare te-ai gândit că fiul tău trăiva pentru moarte? Te-ai gândit că fiul tău va răspândi lumina și că viața și-o va da pentru a ta? Pentru a ta. El viața și-o va da. A fost vestit născut în iesle, domn din vecie. Ce minunat împărat, ce minunat împărat. Auzi cum îngeri cântă aleluia, laudă regelui Iisus. El a venit
Iisus. Glorie, glorie, s-a născut Iisus. Glorie, glorie, s-a născut Iisus. Auzi cum ce minunat împărat, ce minunat împărat. Doamne, mulțumim că ești minunat, ești sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor și Domn al păcii. Fii binevenit între noi, Iisuse. Mulțumim pentru prezența ta și am vrea să ne-o acorzi de fiecare dată când ne adunăm în locul acesta. Te rog să binecuvintezi comunitatea Metanoia. Te rog să asculți rugăciunile care se vor înălța aici de fiecare dată. Și îți mulțumim, Doamne, că le vei împlini după voia ta. Doamne, mulțumim că ne-ai ajutat să ne mutăm în acest loc renovat. Și binecuvântăm numele tău pentru asta. Te rog, Doamne, să ne dai izbândă și ajută-ne ca să trăim ca mărturii în orașul unde ne-ai așezat, pentru slava și gloria numelui Tău. Pentru că întotdeauna faci mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Mulțumim în numele scump și drag al Domnului Iisus. Amin. Părinte drag, mulțumim că nu e o poveste. E un adevăr, Doamne. Ne-ai iubit și ne-ai demonstrat iubirea, trimițându-L pe Fiul Tău în lumea noastră să moară. Pentru ca prin moartea Lui noi să avem viață. Binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim pentru că și astăzi, ca altă dată în câmpia Betleemului, cu slavă și în slavă vrei să-i învălui pe ai Tăi. Te rugăm, învăluie Metanoia în slava Ta. Amin. Și prin mărturia pe care o depune Metanoia aici, Doamne, să-Ți aducă slavă și glorie. Amin. Binecuvântarea Ta fie peste seara aceasta, peste toți cei care suntem aici, și numele Tău slăvit în veci de veci. Amin. E o seară de sărbătoare și ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeu suveran și Tatăl nostru, pentru că ne-a ales și prin Fiul Tău, care a venit pe pământ și s-a întrupat între noi și a dat viața ca și jertfă de răscumpărare, ne-ai făcut copiii Tăi. Amin. Este o sărbătoare, Doamne, a păcii. Și știm că în Iisus Hristos, dacă ne punem asupra Lui îngrijorările noastre, căpătăm pacea care întrece orice pricepere. Te rog să ne binecuvintezi pe fiecare cu această credință, Doamne, să o întărești în noi. Este o sărbătoare a dragostei. Și ne-a învățat și ne-a lăsat ca și poruncă să ne iubim unii pe alții. Te rog, Doamne, să ne ajuți ca să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit Domnul nostru pe fiecare. Este o sărbătoare a unității. Și te rugăm, Doamne, să legi credincioșii din trupul Domnului Iisus Hristos în legătura păcii, Doamne, și în același duh.
Te rog, ajută-ne, Doamne, să avem această mărturie a unității pe care Domnul Iisus Hristos o poate realiza între noi. În El avem răscumpărarea și îți mulțumim și ne închinăm ție pentru planul pe care l-ai făcut, Doamne, de mântuirea noastră. Ca și poporul al Tău, în această seară, te rugăm, ajută-ne să-ți aducem întotdeauna o închinare plăcută ție. Cuvântul Tău, Doamne, să locuiască din belșug în inimile noastre. Te rog pentru cei care încă nu sunt în poporul Tău, cercetează-i în locul acesta, ori de câte ori cuvântul Tău e propovăduit, Doamne. Te rugăm, lărgește împărăția Ta. Doamne, te rugăm ca să ne faci pe fiecare un martor perseverent și eficient al împărăției Tale. Și îți mulțumim în numele Celui născut în Ieslea Betleemului, a Domnului nostru, a Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Cuvintele ne clocotesc în inimă, cuvinte de laudă, de mulțumire, de recunoștință pentru că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Și de când lumina a răsărit peste țară și de când pruncul s-a născut, ne călăuzești pașii în fiecare zi, ne mângâi în durerile noastre, Doamne, ne întărești în neputințele noastre, avem speranță și o nădejde care nu înșală, avem pace cu Tine, Doamne, și asta e cel mai prețios. Și mă rog și eu, Doamne, ca să ne dai pace în casele noastre, Doamne, și să avem speranță în familiile noastre și îți mulțumim că ești prezent prin Duhul Tău ce sfânt. De când ai venit, Doamne, bucuria este deplină. Vrem să continuăm în credință, Doamne, și pentru că suntem într-un locaș nou, să fie un nou început și al dedicării, al slujirii Tale, al trăirii în sfințenie, Doamne, și în unitate. Prin aceasta vor cunoaște toți că suntem copiii Tăi, dacă vom avea dragoste unii pentru alții. Doamne, umple-ne de dragostea Ta și toată roada Duhului Sfânt să se manifeste între noi, în biserica Ta. Mulțumim pentru că Domnul Iisus e așa de important pentru noi, că El e veșnic, Doamne, și astăzi locuiește la dreapta lui Dumnezeu, este mare preot și lucrează cu putere, Doamne, în inimile noastre, în viețile noastre și vrem și astăzi să ne vorbești, să ai un cuvânt pentru fiecare suflet. Amin. Și întărește-L de aceea și pe Dani și Amin. Cuvântul care îl rostește să vină de la Tine. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați și haideți să continuăm închinarea noastră. Departe într-o este în paie ascuns, culcat printre vite, stă pruncul Iisus. Îi cântă și leagănă stele de argint și încet copilașul adoarme zâmbind. Doar vitele îngrajd zgomotos îl trezesc, duios le privește și se liniștesc. O prunc minunat, te slăvim că ai venit și-n ieslea săracă adânc te-ai smerit. E Crăciunul, îngerii cântă, iar eu știu motivul, Iisus l-a născut. E Crăciunul, răsună văzduhul, iar pacea coboară peste pământ. Rămâi, drag Iisuse, cu noi te rugăm, n-avem bogăție, dar ce-avem îți dăm, iar Tu dă-ne bine cu întreagă cu tine vom sta. E Crăciunul, îngerii cântă, iar eu știu motivul, Iisus a născut. E
Crăciunul sună văzdurul, iar pacea comboară peste pământ. Mergi, spune pretutindeni, tu azi cuvântul peste munți. Mergi, spune pretutindeni că Iisus s-a născut. Crăciunul îngerii cântă, iar eu știu motivul, Iisus a născut. E Crăciunul când sună văzdurul, iar pacea coboară peste pământ. Să-L aplaudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. El e Domn, binecuvântat să fie numele Lui. Bine ați venit la închinare în această seară împreună cu familia Metanoia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți cei care ne sunteți musafiri în această seară, care nu sunteți membri ai Bisericii Metanoia, v-am rugat să vă ridicați în picioare pentru câteva clipe să vă salutăm și să vă urăm bun venit între noi. Vă rog să vă ridicați! Mulțumim mult! Domnul să vă binecuvinteze de unde veniți, în casele voastre, bisericile voastre și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să cuprindă viețile voastre. Amin! Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe internet, fie acum, fie programul registrat în următoarele zile, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și încă un motiv pentru cei care ne urmăresc pe internet, veniți să vedeți noul local în care ne-am mutat. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ajutat să revenim după 3 ani și ceva în locul acesta renovat și refăcut.
Toată slava să fie a Dumnezeului nostru. Și pentru că vorbim de aceste lucruri, mai avem de plătit ceva până la terminarea datoriilor. Și de asta, în momentele care urmează, lăudăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie, închinându-ne înaintea Lui și anunțându-vă că pe Infometanoia aveți conturile în care puteți să depuneți bani pentru a sprijini și a ajuta lucrarea din Metanoia. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Și de asemenea, noi, cei de-ai casei, știm despre zeciuială, despre fețele zâmbitoare, despre finalul de an și așa mai departe. Domnul să ne pună pe inimă să dăm pentru El, pentru slava Lui și pentru locașul casei Lui. Amin. Așadar, ziceam de Infometanoia, ați primit-o la intrare și aveți în Infometanoia programul pentru următoarele întâlniri ale bisericii până la sărbătoarea botezului Domnului. Așa că păstrați această foaie și aruncați-vă privirea în ea ca să știți când să veniți la casa Domnului. Oricum, prima întâlnire este în ultima duminică a acestui an, duminica viitoare, de la ora 10 dimineața. Vă așteptăm cu drag! Totul este despre Isus. N-am auzit. Am auzit mai bine cu urechea asta. Fain. El a rupt istoria în două. A împărțit istoria în două. Și istoricii spun și zic înainte de Hristos și după Hristos. Comuniștii au încercat cu înaintea erei noastre, după era noastră. A cui era? Că noi trăim câțiva ani. Iisus este numele mai presus de orice nume. Nu e o poveste și nu e o întâmplare. Și Iisus a venit din slavă la noi pe pământ, în mocirlă. A venit din lumină în întunericul de pe pământ. A venit din neprihănire și s-a făcut păcat pentru ca noi să devenim prin El neprihănirea lui Dumnezeu. Slavă Lui! Dar mă uit și la este asta și văd că e goală. Da, e goală. Astăzi însă, ascultând cuvântul, ascultând vocea cerului, poți să faci din inima ta o iesle în care să se nască Hristos și Domnul să-ți ajute. Pentru că în Galateni, capitolul 4, versetul 4, ne spune cuvântul așa. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii al lui Dumnezeu, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată, a Lui să fie slava. Dacă a venit împlinirea acestei vremi, fii atent că mai este o împlinire a vremii când va veni a doua oară. Nu în vederea păcatului ca să mântuiască și să fie răstignit, ci în vederea judecății lui Dumnezeu și ca să dea mântuire tuturor celor ce L-au acceptat ca Domn și Mântuitor în viața lor. De aceea este singura soluție a lui Dumnezeu pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
Mesia, glorie, s-a născut Mesia. Vino azi la Ieslea Sfântă, laudă să-i aduci merit, viața ta doar lui predată, pentru el un dar dorit. Glorie, s-a născut Mesia, Doamne, îți mulțumim că te-ai născut pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru această bucurie și ne-ai adus un suflet. În aceste zile am fost încărcați de bucurie gândindu-ne la nașterea ta. Ești real în viața noastră. Te rog să ni te descoperi, Doamne, mai mult. Vrem să te cunoaștem mai mult. Vrem să ne bucurăm și să fim contagioși de această bucurie, să dăm și altora această bucurie. Fii slăvit, Doamne. Amin. Mulțim de îngeri.
Iubirea, slava Lui, o preamărim. Amin. Aș vrea să vă invit în momentele următoare într-o scurtă călătorie. Vreau să mergem undeva aproape de peștera din Betleem, dar la alte peșteri. Peșteri întunecoase, peșteri uscate, peșteri diferite de peșterile pe care le avem în România. Peșterile de la Qumran sunt peșteri în care au făcut istorie datorită faptului că între anii 1940-1950 în aceste peșteri au fost descoperite mai multe suluri. Suluri care atunci când cercetătorii le-au luat și le-au examinat au observat că ele sunt datate cu unele dintre ele chiar la 2500 de ani în urmă. 2500 de ani în care aceste suluri au stat în peșterile întunecoase, uscate de la Qumran, așteptând să fie scoase la iveală. Iar atunci când cercetătorii le-au luat și le-au descifrat, au înțeles că în aceste suluri sunt scrise părți importante din Vechiul Testament. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi. Datorită faptului că ceea ce noi ținem astăzi în mână și credem că este Cuvântul lui Dumnezeu, iată, a ajuns să fie confirmat de descoperiri arheologice și de istorici care au arătat că scrieri precum cele ale profetului Isaia nu sunt niște invenții ale bisericii creștine de după Hristos, ci sunt scrieri care preced cu 300, 400, chiar 500 de ani venirea lui Mesia. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că astăzi noi ținem în mână o scriere, o carte cu totul și cu totul specială. O carte care a traversat secolele, o carte care, iată, în întuneric, în uscăciunea din aceste peșteri, ajunge prin aceste manuscrise să ne dovedească faptul că încă o dată, că ținem în mână o carte inspirată de Dumnezeu. Pe unul dintre aceste suluri, de fapt sunt câteva zeci de suluri, iar sulurile de la descoperite în peșterile de la Qumran încă sunt studiate de cercetători, încă sunt descifrate și ce interesant este că una dintre cărțile care este reprodusă aproape în întregime în aceste suluri de la Qumran este cartea Isaia.
Iar în momentele următoare aș vrea să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu care a ajuns la noi, să ne ridicăm și vom citi din Isaia, din capitolul 9, un pasaj care este o profeție legată de venirea lui Mesia, un pasaj în care Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre venirea lui Mesia. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocar țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a suprea. Le-ai sfârmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări ca să fie arsă de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată al veșnicilor, Prinț al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ne plecăm înaintea Ta în rugăciune în aceste momente, îți mulțumim pentru această zi, această zi de sărbătoare în care ne amintim încă o dată de venirea Fiului Tău în lumea noastră. Îți mulțumim de binecuvântarea prezenței Tale care a venit înspre noi prin venirea Lui. Și, Doamne, îți mulțumim și pentru cuvântul pe care L-ai lăsat să-L avem astăzi, să-L putem citi. Îți mulțumim, Doamne, că în suveranitatea Ta, în puterea Ta, în măreția și în înțelepciunea Ta, ai găsit cu cale ca acest cuvânt scris să ne vorbească și astăzi. Și Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să vorbești fiecărei inimi, fiecărei minți, după cum avem nevoie fiecare. Îți mulțumim că Tu ne cunoști pe fiecare și Te rugăm, Tată Sfânt, fă ca acest timp să fie folositor pentru viețile noastre. Ajută-ne să fim împlinitori ai acestui cuvânt, nu numai ascultători. Te rugăm, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Isaia vorbește despre venirea lui Mesia. Iar atunci când Mesia va veni, spune Isaia, oamenii îi vor da un nume. Și numele sunt importante. În săptămânile care au trecut, în întâlnirile pe care le-am avut, ne-am uitat la faptul că numele sunt importante. Și fie că este vorba despre numele pe care Mesia îl va primi de Sfetnic sau de Dumnezeu Puternic sau Părinte al Veșnicilor, acest nume pe care Mesia îl va purta este un nume important. Mai târziu, în Cartea Faptele Apostolilor, descoperim faptul că acest nume este un nume mai presus de orice nume. Este singurul nume în care noi putem să fim mântuiți. Dar un nume este important datorită faptului că noi putem chema o persoană în baza numelui pe care îl cunoaștem. Iar acest nume, mai presus de orice nume, este un nume care ne-a fost descoperit, un nume în care ni s-a descoperit caracterul lui Dumnezeu. De aceea este așa de important să înțelegem că aceste nume despre care Isaia vorbește sunt nume care descriu caracterul lui Dumnezeu. Și atunci când Isaia, cu 700 de ani înainte de venirea lui Isus pe pământ, vorbește despre venirea lui Mesia, despre izbăvire, despre victorie, despre o lumină care răsare în întuneric, despre vremurile acelea în care Dumnezeu îl va trimite pe Cel care va face toate lucrurile drepte, Cel care va restaura toate lucrurile. Isaia primește ca descoperire din partea lui Dumnezeu patru nume pe care Mesia le va purta. Bineînțeles că citind Noul Testament, vedem că Isus poartă foarte multe, multe nume, nu-i așa? El este mielul lui Dumnezeu, este calea, adevărul și viața. El este pâinea vieții, El este păstorul cel bun. El este neprihănirea noastră. Dar atunci când Mesia se uită în viitor, la vremurile acelea de izbăvire, El vede aceste nume din partea lui Dumnezeu. Foarte importante
foarte importante pentru noi. Deoarece numele lui Mesia, noi căpătăm călăuzire pentru viața noastră, o călăuzire supranaturală. De aceea, sfetnic minunat, sfetnic miraculos, ne vorbește despre călăuzirea miraculoasă pe care Mesia poate să o aducă pentru viețile noastre. Mai apoi, Dumnezeu puternic ne vorbește despre puterea pe care Dumnezeu o va arăta prin Mesia. Putere împotriva păcatului, putere împotriva morții. Iar astăzi, aș vrea să privim în momentele, în minutele următoare, la acest nume în care ne este descoperită o nouă relație cu Dumnezeu, și anume o relație de tată-fiu, părinte al veșnicilor. Atunci când Isaia se uită în viitor la venirea lui Mesia, el spune că un nume important pentru noi oamenii este numele de părinte, de tată, tată al veșnicilor. Și vorbind despre numele acesta, vorbind despre relația tată-fiu, s-ar putea ca unii dintre noi să fim atinși în inima noastră, poate într-un mod incomod. Sunt conștient de faptul că unii dintre noi nu-l mai avem pe tatăl împreună cu noi în aceste zile de sărbătoare. Și probabil perioada aceasta Crăciunului face ca dorul după cei care au plecat dintre noi să fie mai greu de dus. Sau se poate ca cei care poate n-am avut parte de o relație bună cu tatăl, să ne fie greu să înțelegem în ce fel Dumnezeu poate să fie un tată bun, Dumnezeu poate să fie un tată statornic, Dumnezeu poate să fie tatăl pe care noi nu l-am avut. Sau se poate ca tatăl să fi fost absent din viața ta, poate din punct de vedere emoțional a fost absent, poate a fost absent în momentele importante ale vieții tale, în momentele decisive. Și e important să vorbim despre Dumnezeu care ni se descoperă, Dumnezeu care, în care ni se oferă o relație de tată-fiu, o relație cum nu există nicio altă relație pe care noi am putea o avea pe pământ. Atunci când ne gândim la faptul că Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune că atunci când Mesia va veni, Mesia va deschide pentru noi posibilitatea de a avea o relație tată-fiu, așa cum niciunul dintre noi n-am avut pe pământ. Indiferent cât de bun a fost tatăl, sau cât de rău a fost tatăl, indiferent cât de mult a căutat tatăl să trăiască pentru Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu în familie, de fapt, Mesia, venirea lui Mesia, va deschide o cale pentru noi de a avea o relație de tată, o relație tată-fiu cu Dumnezeu, o relație cum niciunul dintre noi n-am avut sau nu vom putea avea vreodată. Și despre acest nume aș vrea să vorbesc în minutele următoare, pentru că acest nume este un nume pe care noi suntem invitați să-L chemăm. Noi suntem invitați să ne adresăm lui Dumnezeu cu acest nume de Tată, pentru că în acest nume ni se descoperă caracterul lui Dumnezeu. Un caracter în care Dumnezeu ne primește cu brațele deschise, cu inima deschisă, un Dumnezeu care se oferă într-o relație nouă, o relație în care să ne arate credincioșia Lui, așa cum nimeni nu poate să ne arate, un Dumnezeu care vrea să ne arate dragostea Lui, așa cum nimeni nu poate să ne arate, un Dumnezeu care poate să restaureze viața noastră, să ne dea demnitatea pe care niciun tată, oricât de puternic și de bun ar fi pe pământ, nu ar putea să o facă vreodată. Părinte al veșnicilor, Tată veșnic, acesta este un nume pe care fiecare dintre noi suntem invitați să-L rostim, un nume pe care să-L adresăm lui Dumnezeu. Și relația cu Tatăl este foarte importantă. De fapt, Isaia asta vrea să ne spună. Pentru fiecare dintre noi, Mesia este important pentru că ne oferă călăuzire, El este un sfetnic minunat. Mesia este important pentru că va birui, va avea putere asupra lucrurilor din viața noastră pe care noi nu le putem birui, păcatul și moartea, dar Mesia este important datorită faptului că ne oferă o relație cu Tatăl, cu Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul creator, Dumnezeul care vede, Dumnezeul care aude, Dumnezeul care a făcut toate lucrurile, care ține toate lucrurile, ni se oferă într-o relație personală de tată și fiu. De aceea este așa de important să vorbim despre acest nume. Relația cu Tatăl este importantă pentru fiecare dintre noi.
Și acesta este primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Și am fost surprins, pregătindu-mă pentru acest mesaj, am fost surprins să descoper în literatura universală a secolului al XX-lea, sunt foarte mulți scriitori, foarte multe romane care explorează relația dintre tată și fiu. Kafka, Albert Camus, James Joyce, iar în literatura română, Marin Preda, în Moromeții. Prietenii știu de ce. Asta este o glumă de familie. Pentru unii, bacalaureatul, relația cu Moromeții este specială. Dar avem explorat acolo o relație dintre tată și fiu. Și foarte interesant că în literatura secolului al XX-lea, întotdeauna fiul este cel care încearcă să restaureze relația. Avem tot felul de situații în care fiul este zdrobit sub autoritatea tatălui sau fiul încearcă să iasă de sub autoritatea tatălui sau fiul încearcă să repare o relație defectuoasă. Foarte interesant, așa de mulți scriitori care au fost preocupați de această relație. De ce? Pentru că relația aceasta este o relație de care fiecare dintre noi avem nevoie. Stau și m-am gândit la unul dintre filmele, producțiile cele mai cunoscute din secolul 20. Războiul Stelelor. Una dintre temele centrale în jurul căruia se construiesc evenimentele. Una dintre teme este legată de un tată și un fiu, despre relația lor, puterea pe care fiecare o are și echilibrul pe care fiecare încearcă să-l aducă. Și relația aceasta este urmărită pe parcursul celor 3, 6, 9 episoade. De ce? Pentru că oriunde ne uităm în jurul nostru, relația cu tatăl este importantă. În mod paradoxal, secolul 20 a fost secolul în care autoritatea tatălui a fost pusă deoparte mai mult decât oricând înainte. În secolul 20, societatea a luat-o în direcția în care a încercat să scoată din viața personală orice figură de autoritate. Și totuși, în acest secol 20, în literatură, sunt critici care spun că literatura universală al secolului al 20-lea a fost literatura fiului. Sunt așa de multe situații, așa de multe romane, așa de multe explorări, căutări, oameni care au scris despre această relație, încercând să înțeleagă sensul și nevoia pe care noi ca și oameni o avem după o relație sănătoasă cu tatăl. Mi s-a părut interesant faptul că Sigmund Freud, părintele psihanalizei, a spus că el considera că cea mai puternică nevoie a unui copil este nevoia de protecție din partea tatălui. Și George Herbert, un profesor de la Universitatea din Chicago, la începutul secolului al XX-lea, socotit ca fiind printre fondatorii sociologiei, a zis că un tată valorează mai mult decât 100 de profesori. Și asta ca să înțelegem cât de importantă este relația cu tatăl pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem această nevoie după o relație cu tatăl. Relația profundă după care fiecare dintre noi tânjim, însă, poate să fie împlinită doar într-o relație cu un tată perfect, un tată iubitor, un tată credincios, un tată care are puterea să ne ofere acel cadru de stabilitate și de siguranță, un tată care și-a deschis brațele și inima înspre noi și în ciuda eșecurilor noastre, a falimentelor noastre, pe care le cunoaște dinainte pe toate, ne oferă dragostea lui și mai mult oferă ca și preț, plătește un preț enorm ca noi să putem să venim în prezența Lui. Aceasta este relația pe care Dumnezeu ne oferă. O astfel de relație dorim și după o astfel de relație tânjim fiecare dintre noi. Și acest lucru este important să-l înțelegem, deoarece această relație cu Dumnezeu ca Tată, această relație după care noi tânjim, despre care Isaia vorbește atunci când se gândește la Mesia, această relație poate să fie împlinită doar prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El ni l-a arătat pe Tatăl. Relația cu Tatăl Dumnezeu este posibilă prin Iisus Hristos. Pentru că El ni l-a arătat pe Tatăl. Și atunci când vorbea ucenicilor, El le spune, eu și Tatăl suntem una. Și cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Atâta, întruparea Domnului Iisus Hristos este așa de importantă pentru că El este Cel care ne-a arătat slava Lui. Și Ioan, la începutul Evangheliei, spune că
Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi și noi am văzut slava lui Dumnezeu, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iisus Hristos ni l-a arătat pe Tatăl. Și vreau să vă întreb dacă credeți că fii și fiicele seamănă pe părinți. Da? Vreau să vă întreb un alt lucru. Vi s-a întâmplat să primiți complimentul acesta? Tot seameni pe taică-to? Sau tot seameni pe maică-ta? Sau ați făcut complimentul acesta cuiva? Partenerului de viață? Cu siguranță nu ați ratat ocazia aceasta. Fiii și fiicele seamănă pe Tatăl, dar Fiul, Iisus Hristos, a fost întipărirea slavei lui Dumnezeu, așa cum spune scriitorul cărții Evrei. Iisus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, întipărirea ființei lui, adică în persoana lui a fost întipărită ființa lui Dumnezeu. Ascultați-mă, tot ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem despre El ne-a fost arătat în Iisus Hristos. Tot ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem despre natura lui Dumnezeu ne-a fost arătat în Iisus Hristos. Atunci când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te uiți la Iisus Hristos. Cine nu se uită la Iisus Hristos, știți cât din Dumnezeu poate să primească? Semnul universal. Aceasta este pretenția exclusivă pe care Iisus o face, cu care au probleme cei care spun că de fapt toate religiile în cele din urmă duc la Dumnezeu. Pretenția lui Iisus Hristos a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, relația cu Tatăl, însă este posibilă prin Iisus Hristos, care a venit înspre noi. Știți, sunt foarte mulți oameni care spun, de fapt, toate religiile lumii sunt asemenea unor cărări care urcă înspre vârful muntelui și ori de unde ai pleca, oricare cărare ai apuca-o, în cele din urmă ajungi în vârf. De fapt, Iisus Hristos spune altfel, Dumnezeu din vârful muntelui a coborât înspre noi, pentru că niciunul dintre noi n-am fi putut urca înspre El. Dumnezeu prin Iisus Hristos a coborât înspre noi pentru a deschide o cale prin care noi să putem intra în familia lui Dumnezeu. Știm Ioan 14:6 care spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceste cuvinte sunt cuvinte care conțin adevăruri legate de mântuire. Dar în același timp ne fac conștienți de faptul că relația noastră cu Tatăl, relația după care noi tânjim, este posibilă doar prin credința în Iisus Hristos. De ce este așa de important lucrul acesta? Este calea pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi oamenii. Este singura cale pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi oamenii. Întipărirea slavei lui Dumnezeu în Iisus Hristos a făcut posibilă pentru noi oamenii, în limitarea noastră, a făcut posibilă apropierea noastră de Dumnezeu. Și Scriptura vorbește despre faptul că noi acum cunoaștem în parte, vedem în parte. Într-o zi vom vedea pe deplin, într-o zi vom sta în fața Tatălui nostru, față în față și vom fi cuprinși de bucurie deplină. Însă până atunci, noi trebuie să ne uităm atenți la Iisus Hristos, care ni l-a descoperit pe Tatăl. Iisus Hristos este întipărirea slavei lui Dumnezeu. Și atunci când vrei să ai parte de o relație care să te împlinească cu Tatăl, acest lucru este posibil doar prin Iisus Hristos. El este Cel care poartă tiparul în El însuși, tiparul ființei slavei lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi mai lucrăm astăzi cu ștampile, nu știu dacă suntem obișnuiți cu această realitate legată de ștampile și de faptul că ștampilele de cele mai multe ori cele originale arată validitatea unui document, nu-i așa? Atunci când vrei să faci un proiect, când vrei să să ridici o casă, să ridici o construcție, ai nevoie de un proiect care să fie trecut prin tot felul de avize, pe la tot felul de experți. În cele din urmă ajunge la ultima ștampilă. Sunt aici oameni care zâmbesc, pentru că știu că acea ultimă ștampilă fac din acel document să fie original și să nu mai poată să fie schimbat. Este ștampila pe care scrie vizat spre neschimbare. Și atunci când se pune o ștampilă pe un document, acel document, acel proiect devine documentul în baza căruia se fac toate lucrările. Mai mult, atunci când te uiți pe documentul acela nu are ștampilă doar pe prima pagină. Pe fiecare pagină
trebuie pusă ștampila. Vizați spre neschimbare. Vizați spre neschimbare. Fiecare pagină. Atunci când Iisus Hristos a venit în lumea noastră, în fiecare zi, în fiecare acțiune, în fiecare faptă, El a purtat întipărirea slavei lui Dumnezeu. În fiecare zi, în fiecare lucru, în fiecare acțiune, în fiecare idee, în fiecare dorință, El a purtat amprenta lui Dumnezeu. El este singurul care ni l-a arătat pe Dumnezeu în felul acesta. Și noi ne putem apropia de Dumnezeu în baza originalului, care este Dumnezeu întrupat. Și noi putem avea parte de această relație prin Iisus Hristos. Pavel în Coloseni 1:14 spune despre Domnul Iisus Hristos că El este imaginea Dumnezeului nevăzut. Este imaginea Dumnezeului nevăzut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care nu este trup, El este spirit, a găsit o cale în măreția și în înțelepciunea Lui de a ne arăta lucrurile nevăzute. Și Iisus Hristos este imaginea Dumnezeului nevăzut. Gloria lui Dumnezeu este vizibilă în Iisus Hristos, așa cum am cântat. Natura lui Dumnezeu Tatăl a venit la noi în persoana Fiului Său. Amprenta lui Dumnezeu, ce putem simți, ce putem auzi, ce putem vedea despre Dumnezeu Tatăl, ne-a fost arătat în Iisus Hristos, Fiul Său. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este tot ceea ce Tatăl Dumnezeu dorește ca noi, ca noi oamenii să cunoaștem. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl a venit la noi prin Iisus Hristos. Și dragostea Tatălui față de noi este o dragoste care l-a costat enorm pe Tatăl. Probabil una dintre reacțiile cele mai puternice pe care societatea astăzi le are vis-a-vis de familie este legată de acele figuri paterne care sunt abuzive, violente, care în permanență cer respect, care cer și își impun autoritatea cu forța. Dumnezeu nu face și nu a făcut în felul acesta. Dumnezeu care se oferă să deschide spre noi într-o relație de tată-fiu, Dumnezeul acesta s-a făcut vulnerabil. Atât de vulnerabil încât a mers la moarte pentru noi. Dumnezeul acesta a suferit violența, Dumnezeul acesta a suferit moarte, a suferit bajocuri, a suferit rușinea. Ca noi să putem să fim eliberați de rușine, ca să putem fi eliberați de păcat, să putem fi eliberați de moarte, să putem fi eliberați de pedeapsa și de zdrobirea pe care păcatul o aduce. Aceasta este relația pe care Tatăl ne oferă prin Iisus Hristos. Nu o relație care pretinde, ci o relație care s-a oferit mai întâi, în mod sacrificial, s-a oferit pe sine, întru totul. Nu știu care îți sunt gândurile și trăirile în acest moment în care te gândești la ceea ce auzi. Nu știu care ți-a fost relația cu Tatăl, dar în Iisus Hristos Dumnezeu îți oferă o relație, de fapt, cum doar El poate să ofere. Pentru că ceea ce Isaia ne spune mai departe este faptul că această relație cu Tatăl este o relație veșnică. Relația cu Dumnezeu nu este o relație trecătoare, ci este o relație veșnică. Relația cu Tatăl Dumnezeu este veșnică. Și probabil fiecare dintre noi am experimentat în viața noastră momente în care am pus foarte mult accent sau foarte multă tensiune în relațiile cu cei din familia noastră. Poate am avut foarte multe așteptări de la cei de lângă noi, poate de la soț, de la soție, de la fiu, de la fică. Am așteptat foarte mult să primim din ceea ce am investit. Am așteptat să fim recompensați pentru tot sacrificiul, pentru toată dăruirea pe care am pus-o într-o relație. Și mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de bune ar fi relațiile noastre, indiferent cât de împlinitoare, relațiile de pe acest pământ nu sunt menite să dăinuiască. Mai devreme sau mai târziu, ele se încheie, se sfârșesc. Fie din cauze naturale sau orice altă cauză ar fi. Dezamăgire, conflict. Dar relația cu Tatăl Dumnezeu este acea relație după care noi tânjim. De fapt, este relația pe care ne-o dorim, relația, o relație veșnică. Și Dumnezeu spune că El este un Tată care în dragostea Lui se oferă față de noi cu o relație, cu o dragoste veșnică. Pavel în Romani spune: sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea nu pot să ne desparte de dragostea Lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici îngerii, nici puterile, nici stăpânirile, nici o altă făptură, nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu. Și noi există această tânjire după o astfel de relație. Și orice relație pe care am avea-o, înspre care privim, și oricât de mult
ne bucurăm de ea. Realitatea e că mai devreme sau mai târziu relațiile de pe acest pământ se încheie. Și Dumnezeu, în Iisus Hristos, ne-a oferit acea relație veșnică după care noi tânjim. Acea relație veșnică după care noi tânjim. Părintele veșnicilor ne vorbește, acest nume ne vorbește despre o relație stabilă, o relație sigură, o relație plină de credincioșie. O relație care nu se schimbă, cu un tată care nu renunță la noi. Nu datorită nouă, ci datorită dragostei Fiului Său, Iisus Hristos. De aceea relația aceasta este una de siguranță pentru noi. Pentru că El, Dumnezeu, El știe totul despre noi. El este Cel care și-a îndreptat ochii spre noi și a venit înspre noi pe când eram noi pierduți. Și pe măsură ce această relație devine importantă pentru viața noastră, pe măsură ce în sufletul nostru această relație capătă prioritatea care trebuie să o capete, pe măsură ce noi dăm importanța care trebuie să îi o dăm, pe măsură ce îl chemăm în mod real și profund pe Dumnezeu ca Tată, se întâmplă ceva cu celelalte relații din viața noastră. Relațiile care ne-au adus răni sunt vindecate, relațiile care ne-au produs dezamăgire pot fi restaurate, relațiile care ne-au lăsat goi nu ne mai osândesc, nu ne mai apasă, nu ne mai zdrobesc, relațiile în care am investit din punct de vedere omenesc foarte mult și n-am primit ceea ce ne-am așteptat nu ne mai umple de amărăciune. Pe măsură ce relația cu Dumnezeu, cu Tatăl Dumnezeu, este tot mai importantă în sufletul tău, celelalte relații se așează unde trebuie să se așeze. Atunci când relația cu Tatăl Dumnezeu devine prioritară, toate celelalte relații încep să devină mai bune. Relațiile cu fii, cu copiii tăi devin mai bune, relațiile cu soțul, soția devin mai bune, pentru că nu îi pui în poziția în care să aștepți de la ei ceea ce doar Dumnezeu poate să-ți ofere cu adevărat. Acea împlinire, acea pace, acea dragoste, acea credincioșie, acea răbdare, acea bunătate veșnică pe care doar Dumnezeu poate să le ofere. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai grijă la așteptări. Și probabil că sărbătoarea Crăciunului este acel prilej în care așteptările noastre sunt stârnite mai mult decât în oricare altă zi a anului, nu-i așa? Poate așteptăm de sărbători mai mult de la copiii noștri decât în alte zile. Poate de sărbători așteptăm mai mult de la părinții noștri decât în alte zile. Și sărbătoarea aceasta Crăciunului are capacitatea, are puterea de a ne lăsa mai goi, mai triști, mai deprimați decât orice altă zi a anului. Și pe măsură ce atmosfera Crăciunului se risipește, aș vrea să te chem să rămâi ancorat în dragostea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, cu Tatăl Dumnezeu. Pentru că dacă rămâi ancorat în această relație, ziua de mâine nu va fi una diferită față de ziua de astăzi. Ce vreau să spun este că astăzi, pe fața pământului, se cântă mai multe cântece de veselie decât în oricare altă zi anului. Astăzi, pe fața pământului, peste tot în lume, sunt mai multe mese îmbelșugate decât în oricare altă zi anului. Astăzi, în lume, sunt mai multe lumini aprinse decât în oricare altă zi anului. Totuși, astăzi, în lume, sunt mai multe suflete cuprinse de întuneric, cuprinse de confuzie și îndoială decât în oricare altă zi anului. Pentru că așteptarea zilei Crăciunului duce privirea noastră într-o direcție greșită. Ne duce de multe ori departe de această relație cu Tatăl. Ne duce departe de relația cu Tatăl. De aceea, ziua Crăciunului, sărbătoarea Crăciunului, lasă așa de multe suflete înfometate, pentru că ne duce privirea înspre mese, înspre lucruri care nu sunt menite să ne împlinească. De aceea, sărbătoarea aceasta Crăciunului pot aduce atâta deprimare și întristare. Psihologii vorbesc tot mai mult despre depresia de sărbători. Pentru că oamenii au așteptări. Sufletul lor este stârnit într-o direcție în care, în cele din urmă, nu găsesc împlinire. De aceea este așa de important să înțelegem locul relației noastre cu Tatăl Dumnezeu.
Pentru că dacă această relație ocupă locul central în inima noastră, dacă această relație este cea mai importantă relație în inima noastră, atunci sărbătoarea Crăciunului nu ne va lăsa goi, nu ne va lăsa înfometați, atunci când luminile se vor stinge, sufletul nostru nu se va cufunda în întuneric, atunci când mesele se vor termina, sufletul nostru nu va rămâne înfometat. Pentru că sufletul nostru își găsește împlinirea și își găsește satisfacția și este satisfăcut în relația cu Tatăl, cu Dumnezeu. De aceea acest nume este așa de important. Este așa de important să cunoști acest nume, să-L chem pe Dumnezeu, pe numele Lui de Tată. Este așa de important pentru fiecare dintre noi. Am un Tată Dumnezeu veșnic pe care îl pot chema pe nume și El îmi răspunde. Știu că în prezența Lui stau și sunt uimit de înțelepciunea Lui, în prezența Lui pot să am parte de restaurarea, vindecarea sufletului meu, de toate relațiile care au adus vătămare sufletului meu. În prezența Lui, în prezența Tatălui, sunt eliberat de orice lucru care ar putea să mă apase, să mă apese. Orice deprimare, orice întristare care ar putea să cuprindă sufletul meu, este îndepărtată în prezența Lui. Este așa de important să cunoști acest nume. Ioan în epistola, în prima lui epistolă, la capitolul 3, spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și foarte interesant, el continuă: și suntem. Nu este doar un nume, o etichetă. De fapt, această etichetă nu este ceva ce noi putem să ne punem. Dumnezeu, în dragostea Lui, este Cel care și-a deschis brațele înspre noi, ne lasă să ne numim copiii Lui, ne dă dreptul să ne numim copiii Lui, dar nu doar atât, suntem copiii ai Lui. De aceea este așa de important. Astăzi, când Crăciunul aproape a trecut, este așa de important să cunoști acest nume, un nume mai presus de orice nume, un nume după care tânjești, numele de Tată Dumnezeu. Și vreau să te asigur de faptul că dacă în inima ta există această dorință de a-L chema pe Dumnezeu, pe nume, dacă în inima ta există această dorință de a-I spune Tată, El este mai mult decât bucuros să-și deschidă brațele spre tine și inima Lui este deschisă spre tine. Înainte ca tu să ajungi aici, înainte ca să te fi născut Dumnezeu, așa te-a cunoscut, și înainte ca tu să fi făcut vreun lucru bun pentru El, Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru tine. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său. A dat ce a avut mai de preț. Ca tu să poți să ai parte de această relație. De aceea, aș vrea să te gândești dacă, venind aici, în acest loc, și auzind aceste lucruri, gândindu-te la starea sufletului tău, aș vrea să te întreb dacă sufletul tău este cuprins de întristare, dacă sufletul tău este cuprins de deprimare, dacă sufletul tău este gol după zilele acestea de sărbătoare, după aceste zile de colinde, dacă sufletul tău este întristat, dacă bucuria nu a ajuns în inima ta, dacă în continuare cauți semnificația Crăciunului în tot felul de lucruri pe care le vezi în jurul tău, aș vrea să-ți spun că vei rămâne dezamăgit, vei rămâne gol, pustiu, sufletul va rămâne înfometat, pentru că tu cauți ceea ce doar Dumnezeu poate să-ți ofere, și anume o relație cu un Dumnezeu veșnic, o relație cu Tatăl Dumnezeu. Și prin Iisus Hristos aș vrea să te asigur, bazat pe cuvântul Lui, bazat pe promisiunea Lui, aș vrea să te asigur că oricine va chema numele Lui Dumnezeu, aceasta este promisiunea Lui, oricine va chema numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care promite să răspundă, să aducă mântuire. De aceea, în momentele următoare, în încheiere, aș vrea să ne oprim gândurile și să-ți oprești gândurile în dreptul acestui Dumnezeu care este Părintele Veșnicilor. Un Dumnezeu care ți-a dat viață și mai mult un Dumnezeu care vrea să-ți dea o familie în care El să-ți fie tată și tu să fii fiul Lui sau fiica Lui. De aceea vreau să te întreb, dacă nu vrei să-L chem pe Dumnezeu, pe nume, pe numele Lui de Tată, poate ai auzit de Dumnezeu de atâtea ori în viața ta, poate cunoști multe lucruri despre Dumnezeu, dar niciodată în inima ta nu L-ai chemat pe El ca Tată. Te îndemn ca acolo unde ești, în liniștea sufletului tău, să-ți îndrepți gândurile în rugăciune. Și Iisus Hristos i-a învățat pe ucenicii Lui această rugăciune. Această rugăciune
care începe cu cuvintele acestea: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și Dumnezeu vrea să fie și Tatăl tău. De aceea în momentele următoare aș vrea să plecăm capetele în rugăciune. Și în momentele următoare, fiecare dintre noi ne plecăm capetele în rugăciune și ne îndreptăm gândurile și inima spre Dumnezeu. Și dacă în această zi, în aceste zile de sărbătoare, inima ta a rămas goală, dacă inima ta a rămas rece, dacă inima ta este înfometată și în aceste zile nu ai găsit ceea ce căutai, aș vrea să-ți îndreți privirile înspre Dumnezeu, spre Tatăl Dumnezeu, care prin Iisus Hristos și-a deschis inima, și-a deschis brațele înspre tine, ca tu să poți avea parte de o relație, o relație cum doar El poate să-ți ofere, o împlinire cum doar El poate să-ți ofere, o dragoste, o credincioșie, o bunătate cum doar El poate să-ți ofere. Și aș vrea să te îndemn să-ți îndrepți cuvintele în rugăciune înspre El. Totodată, dacă până acum tu nu L-ai chemat pe Dumnezeu ca Tată, aș vrea să te îndemn ca astăzi, în acest loc, în liniștea sufletului tău, să-L chem pe Dumnezeu, să-I spui: Doamne, nu Te-am cunoscut, dar vreau să fii Tatăl meu, vreau să fiu Fiul Tău, vreau să fiu Fiica Ta. Am rătăcit în întuneric, în confuzie, în îndoială, sunt departe de Tine de așa de mult timp, dar astăzi vreau să fiu parte din familia Ta. Tu poți să-L chem pe Dumnezeu ca Tată, tu poți, acolo unde ești, în inima ta, să-I vorbești. Nu trebuie să aud eu, trebuie să auzi tu și sigur, Dumnezeu este Cel care va aude, va auzi. Dumnezeu aude rugăciunea ta și te îndemn să o rostești. Astăzi, 25 decembrie 2019, poate să fie ziua în care Dumnezeu să devină Tatăl tău și tu să devii parte din familia Lui. În baza promisiunii Lui, în baza cuvintelor Lui, a cuvintelor care au traversat secolele, veacurile ca să ajungă la noi, cuvinte pe care astăzi le-ai auzit, Dumnezeu vrea să fie Tatăl tău. Și pentru asta a plătit un preț enorm. Dumnezeu a plătit un preț enorm ca să restaureze relația cu tine. Dumnezeu a plătit un preț enorm ca să te poată primi în familia Lui. Dumnezeu a plătit un preț enorm ca tu să fii al Lui. De aceea, te îndemn astăzi să-L chem pe Dumnezeu ca Tată. Rostește acest nume și în Iisus Hristos, în credința în Iisus Hristos, tu poți găsi o relație care să te împlinească așa cum nu există nicio altă relație pe pământul acesta. Și dacă în inima ta există această dorință, dacă în inima ta ai rostit această rugăciune, aș vrea să te asigur că Dumnezeu te ia în serios. Dumnezeu este Cel care aude și Dumnezeu este Cel atotputernic care își îndreaptă privirile spre tine chiar acum. Și El este bucuros să-și deschidă brațele și inima către tine. Aș vrea să te asigur de faptul că Dumnezeu aude rugăciunea ta, că Dumnezeu nu este departe, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu este Cel care vede și aude. El știe toate relațiile tale frânte, El știe toată suferința ta, toate rănile tale, dar pentru ca lucrurile să fie restaurate în inima ta, pentru ca inima ta să fie restaurată, e nevoie ca tu să-L chem. E nevoie ca tu să-L chem. De aceea te îndemn să-L chem. Cheamă-L pe Dumnezeu. Este numele mai presus de orice nume. Este singurul nume în care fiecare dintre noi putem să primim mântuirea. Și astăzi sunt oameni aici în acest loc care au primit această mântuire. Sunt oameni în acest loc care s-au apropiat de Dumnezeu. Oameni care au primit restaurarea vieților lor, vindecare, au primit mângâiere, alinare, pace, datorită Fiului Lui Dumnezeu Iisus Hristos, prin care am căpătat înfierea, prin care am căpătat această relație. Și tu poți să ai parte de această relație. Și dacă în inima ta ai rostit această rugăciune, dacă în inima ta ți-ai îndreptat gândurile și cuvintele spre Dumnezeu, aș vrea să mă rog împreună cu tine. Și dacă vrei să mă rog împreună cu tine, aș vrea să-ți ridici privirea spre mine.
văzut privirea ta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aș vrea să mă rog împreună cu tine. Am văzut privirea ta. Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, în aceste momente, în acest loc, sunt oameni care își îndreaptă privirile spre Tine. Oameni care în sufletul lor tânjesc după Tine, după dragostea Ta. Și aș vrea să Te rog frumos, Doamne, să răspunzi, aș vrea să Te rog frumos să aduci dragostea, bunătatea, pacea, bucuria Ta. Doamne, Tu ești Cel care ai promis că oricine va chema numele Tău va avea parte de mântuire. Și astăzi în acest loc sunt oameni care caută mântuirea Ta și care caută prezența Ta. Și, Doamne, din cerul Tău înalt, Te rog frumos, Doamne, să-i asculți. Te rugăm împreună ca și biserică, mijlocim în acest loc, în aceste momente, ca și biserică, pentru aceia care sunt în acest loc și care vor să-și deschidă inima spre Tine. Te rog, Doamne, să le răspunzi. Te rog, apropie-te de ei în mod special. Și prin cuvântul Tău care Tu astăzi le-ai adresat, prin cuvântul Tău, Doamne, care astăzi le-a vorbit, Te rog frumos să continui să restaurezi aceste suflete, aceste inimi. Doamne, Tu ești Dumnezeu atotputernic. Tu cunoști fiecare inimă, fiecare viață, fiecare suflet, fiecare trecut care este în acest loc. Și, Doamne, Tu ești Cel care ai puterea să faci toate lucrurile noi. Și Te rugăm frumos să o faci. Îți mulțumim pentru Iisus Hristos, Fiul Tău, și numele Lui, Te rugăm frumos, primește rugăciunea noastră. Amin. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Haideți să ne ridicăm și prin cântecul următor am vrea să încheiem seara aceasta și închinarea noastră. Iar cei care vreți să stați de vorbă cu mine legat de rugăciunea care am rostit-o, legat de cuvântul pe care l-ați auzit, voi fi aici și voi fi bucuros să vorbesc cu voi despre lucrurile acestea. Haideți să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu prin această ultimă cântare. Dumnezeu tare, Savaot,
veșnicilor. Îl vor numi sfetnic, minunat, Domn al păcii adorat. Dumnezeu tare, Savaot, Părinte al veșnicilor. Amin. Ne bucurăm că am putut să petrecem împreună această seară. Vă dorim sărbători binecuvântate în continuare și vă așteptăm duminică de la ora 10 să fiți împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mergeți și fiți o binecuvântare.